Bună ziua tuturor! În primul și în primul rând aș vrea să mulțumesc moldovenilor care pe 1 noiembrie au mers la vot și au considerat votul drept o obligațiune. Moldovenii de pretutindeni din țară și de peste hotare au considerat că de ei depinde viitorul acestei țări. Dumneavoastră sunteți cei care știți că indiferența poate chiar și să ucidă. Dumneavoastră sunteți cei care știți că împreună putem să schimbăm ceva. Dumneavoastră sunteți cei care știți că orice vot contează. Din păcate, pe 1 noiembrie v-ați ciocnit cu multe și multe probleme care nu întotdeauna au fost cauzate doar de natură. Au fost multe deficiențe în secțiile de vot. Pe alocuri acestea au fost cauzate și de faptul că nu s-a așteptat fluxul enorm de alegători. Au fost probleme cu amplasarea secțiilor de vot, au fost probleme cu lipsa de dotare, au fost probleme cu faptul că au lipsit membrii suficienți în comisii, au fost probleme cu faptul că au lipsit oameni care să regleze fluxul de alegători. În acest context, reprezentantul nostru la Comisia Electorală Centrală a depus astăzi un demers în care enumerăm problemele cu care s-au ciocnit membrii de comisie și alegătorii noștri de peste hotare. Voi da în următoarele clipe citire unor pasaje din acest demers. Menționăm că în acest an au existat mai multe buletine de vot în secții, dar din cauza organizării defectuoase nu s-a reușit absorbirea tuturor alegătorilor care s-au prezentat la secțiile de vot. Probleme generale întâlnite în majoritatea secțiilor de vot. Insuficiența secțiilor de vot, insuficiența cabinelor de vot, insuficiența membrilor de birou, insuficiența calculatoarelor și scanerilor, amplasarea nepotrivită a secțiilor de votare, funcționarea defectuoasă a scanerilor, lipsa unor persoane care să organizeze rândurile de alegători și să asigure ordinea și păstrarea distanței sociale, motiv pentru care mulți cetățeni au plecat de la secție, au existat și altercații. Din același motiv, membrii birourilor electorale ale secțiilor de votare au trebuit să stea afară și să gestioneze rândurile, fapt care a contribuit la formarea rândurilor și mai mult. Comunicarea incorrectă cu privire la prelungirea programului de votare cu o oră sau două ore, fapt pentru care oamenii au venit la secții de vot după ora 21, dar secția era deja închisă. Noi, de la Partidul Acțiune și Solidaritate, am făcut următoarele propuneri. Deschiderea unor secții suplimentare în Iași, România, Frankfurt, Germania, Kassel, Germania, alternativ încă o secție de vot în Dortmund. Altă secție de vot este necesară la Villeneuve-Saint-Georges, în Franța, în Hamburg, iarăși în Germania. În Danemarca, oamenii au fost nevoiți să plătească câte 80 de euro doar pentru traversarea unui pod. De aceea solicităm încă o secție de vot pe insula Jutland. În Haifa, Israel, la nordul Israelului, solicităm o altă secție de vot. O altă propunere este dotarea secțiilor, în care au existat rânduri enorme. Cerem să fie dotate cu mai multe scanere și cu mai multe computere. Dacă este necesar relocarea scanerilor de la secțiile cu mai puțini alegători, să fie relocate acolo. Asigurarea cu scanere funcționale care să nu necesite resetări continue și frecvente. Asigurarea secțiilor pe care s-au format cozi în primul tur cu persoane care să gestioneze rândurile formate, dotarea lor cu geci fluorescente, implicarea poliției locale în asigurarea ordinii și respectării distanței fizice. Asigurarea birourilor electorale ale secțiilor de votare cu număr maxim de membri. În unele secții au fost cu mult mai puțin decât limita prevăzută de lege. Asigurarea birourilor electorale cu voluntari,
mulți oameni ne-au semnalat dorința de a se implica în acest proces, care să gestioneze afară rândurile care se formează. Dacă este prelungit programul de vot, Ministerul Afacerilor Externe și a Integrării Europene trebuie să comunice prompt acest lucru și modalitatea de prelungire a orarului de muncă a secțiilor de vot. Desfășurarea unei campanii de informare privind aplicarea ștampilei pe buletinul de vot, dar nu marcarea cu pixul. Ni s-au semnalat din toate secțiile această problemă, unde au fost invalidate buletine din cauza că au fost votate cu pixul. Măsurarea temperaturii cetățenilor și dezinfectarea mâinilor înainte de a intra în secție. Mai mulți membri ai biroului electorale au sugerat această soluție pentru a reduce timpul de vot și respectiv rândurile la secții, deci să se efectueze aceste proceduri în afara secțiilor. În regatul Marii Britanii și a Irlandei de Nord, din cauza restricțiilor de pandemie, a intrat în vigoare restricția de a ține hotelurile deschise. Toate secțiile de vot din Londra, din Manchester au fost amplasate în hoteluri. Solicităm ca să se identifice cât mai curând un alt local și să fie informată toată comunitatea noastră din țările unde este această problemă. Acest demers va fi publicat pe paginile noastre de Facebook, pe site-ul Partidului Acțiune și Solidaritate și rugăm să luați cunoștință cu problemele pe care noi le-am semnalat la Comisia Electorală Centrală. Solicităm funcționarilor să colaboreze instituțiilor statului, Ministerul Afacerilor Externe, Comisia Electorală Centrală, să colaboreze pentru a accelera cât mai mult procesul de identificare a noilor locații pentru secțiile de vot și să comunice comunității pentru a nu fi induși în eroare. Dragi moldoveni, indiferent de obstacolele, obiective sau subiective pe care le întâlnim, vă invităm și în turul 2 să ieșiți masiv la vot pentru a face o schimbare. Votul fiecăruia din noi contează. Mulțumesc!